Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Ia spuneți, colegi, vă bucurați? Vă merge bine? Merge bine. Avem o situație aparent paradoxală în România. 60% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Asta arată un sondaj realizat acum numai 3 săptămâni, dar, în general, sondajele care conțin această întrebare arată, de când știu eu, proporții foarte mari, de obicei, adică întotdeauna peste 50% dintre români spun nu merge cum trebuie țara asta, nu e okay. Direcție, dar nu e în regulă. Cu toate acestea, alianța de guvernare, adică PSD-PNL, a câștigat cu scoruri excepțional de bune alegerile care tocmai s-au încheiat. Și la consilii județene, și la primării, și la votul politic, cum ar veni, la europarlamentari. Adică au obținut scoruri foarte bune, peste 50% sau în zona respectivă. Uh-huh. Deci, cu alte cuvinte, deși românii consideră că partidele care guvernează nu iau deciziile corecte, ei le dau mandat să ia în continuare decizii. Deci ceva mi se pare că nu se leagă. L-am sunat pe sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața! Neața! Bună de dimineața! Cum se explică? Ce nu vedem? Unde greșim noi când interpretăm rezultatele astea? Păi nu ține cont de context. Așa. Știam noi că e vina noastră. Așa, nu e și vina noastră. Dar, alegerile astea au fost și despre locale. Da. Adică s-au votat oameni și asta a influențat foarte mult. Dar și votul pentru europarlamentare. Pe de cealaltă parte, am avut de ales între imaginea hoțului și imaginea extremistului. Și atunci oamenii au gândit simplu. Bă, de hoț mai sunt instituții pentru hoț. Mai prinde, mai duce la zdup, mai vine DNA-ul, mai e Europa, mai e, Doamne iartă-mă, uite, Codruța, Chioveși. Da? Însă cu extremistul ce facem? Și atunci a fost un vot, da, între cei doi poli, v-am zis, extremistul și hoțul, către lupul îmbrăcat în haine de lup. Adică spui că, de fapt, oamenii au votat așa de frică? Asta se înțelege, nu? Nu, au votat pe ce au avut. Rău și mai atunci mic. Au ales între un rău și un rău și mai mare. Și atunci a zis, bă, asta avem pe masă, că și noi am fi vrut să votăm, poate, pe ăștia care să vină cu strategii majore, să facă, să dreagă. Bă, dar noi avem ce să facem acum. Și noi am fi vrut să asistăm la dezbateri ca să putem să ne dăm seama. Bă, dar nu le-am avut. Acum ce să facem? Să nu ne mai ducem la vot? Ne ducem la vot, că au murit oameni pentru votul ăsta, pentru că fiecare cu argumentele lui, și au votat între ce au avut. Doamne iartă-mă, asta e lumea politică. Dar nu am avut, habar n-am, candidați mai mulți decât de genul Nicu Ștefănuță. Uite, Nicu Ștefănuță a venit cu o agendă de stânga, da, verde, în care au vorbit de case sociale, antidiscriminare, minorități și așa mai departe. Bă, și a intrat în Parlament, susținut de, în Parlamentul European, susținut de tineri. De tineri, mult, foarte mult. O mobilizare fantastică a tinerilor. Ceea ce ne arată că în momentul în care avem o strategie politică și o viziune și aici un om care a deși demonstrat că face lucrul ăsta, bă, lumea îl votează. Uh-huh. Însă în momentul de noi la Timișoara, spre exemplu, cu toate că Fritz a fost votat masiv, dar Fritz nu a avut o strategie electorală, o platformă program. Nu a avut. N-a avut alta decât una simplă, pe înțelesul, un mesaj simplu, pe înțelesul tuturor, jos cu clanurile. Da, și a funcționat. Adică noi trebuie să înțelegem că alternativa la Timișoara, spre exemplu, era Robu. Da? Și oamenii au zis, bă, stai puțin, Robu l-am fumat, adică știu, bă, n-o fi Fritz rug din soare, n-are platformă, program, bă, dar decât Robu. Da. Adică nu e neapărat votul mai am votat rău mai mic. Nu neapărat. Însă am votat între ce am avut. Uh-huh. Păi știi, am avut. Dar cum îți explici faptul că acum intrăm într-o altă zonă mai degrabă de analiză politică, dar dacă tot te-am prins la telefon, cum îți explici rezultatele atât de proaste ale USR? Aici, cum să spun, o strategie extrem de tâmpă a celor de la USR care s-au considerat, s-au îmbătat cu laicurile.
Da, vorba florice că e dansatoare, să-mi dați like-urile înapoi, cam așa ar trebui să fac acum drulă, să strige prin piață, să-mi dați like-urile înapoi. O strategie extrem de proastă, care a vizat mai degrabă lumea corporatistă în mesaje, fără să aibă idei și programe pentru vulnerabil, pentru mediul rural, pentru ruralul, pentru urbanul mic și așa mai departe, dar plus o listă electorală, cum să spun, cu Barna și cu Voiculescu, adică aceeași mărie cu altă pălărie. Nu uitați de asemenea că USR-ul, da, s-a rupt în bucățele mici în ultima perioadă, da, la ultimele alegeri a fost USR plus Dacian și echipa lui s-au dat deoparte, au luat un 3-4%. Cei doi candidați independenți care s-au rupt din USR au luat împreună undeva în jur de 6%, dar ceea ce înseamnă, uite, grosomodo, încă un 10%, ceea ce ne-ar duce la scorul electoral pe care el l-a avut înainte, acum 4 ani, respectiv aproximativ 20%. Însă, alianța cu Forța Democrată sau cu Forța Liberală și cu PMP nu i-a ajutat deloc. USR-ul are structuri slabe în mediul rural și în urbanul mic, da? Și repet, nu au avut o strategie pusă la punct. Și aici domnul Ghinea ar trebui să plătească alături de domnul Drulă. Cred că domnul Drulă și-a dat demisia. Da, cred că pleacă toată echipa. O să vedem ce se întâmplă la Congres. Mai am o întrebare, Geru Duminică, dacă tot am ajuns la analiza alegerilor. În diaspora e un vot foarte diferit față de partidul doamnei Șoșoacă, unde, mă rog, România a reușit să depășească la limită pragul cu 5,07%. N-a făcut nicio scofală, nicio brânză pe nicăieri la alegerile locale, dar în diaspora, sigur, cu mult mai puține voturi, obține un scor de aproape 14%. Neînțeles de asemenea, dar profilul migrantului, da, din profilul diasporei românești, este unul relativ dihotomic. Da, avem oameni foarte bine instruiți, dar care în general, da, profesează în meserii bine plătite și așa mai departe, care în general au votat partidele tradiționale, hai să-l numim așa, și avem și pauperii, dar oamenii care au plecat din țară pentru că s-au simțit abandonați de foame, hai să zicem așa, economic, care în momentul de față o văd pe doamna Șoșoacă, Aur și așa mai departe, ca salvatorii neamului, care spun ceea ce și ei gândesc despre clasa politică, dar și o spun cu voce tare în live-uri și public. În live-uri, nu în live-uri, da, în live-uri, da. Și atunci oamenii s-au simțit mai degrabă reprezentați de strigătul doamnei și de urletele doamnei Șoșoacă, care a spus hoților, bandiților, nenorociților și așa mai departe. Nu uitați că profilul pauperului vine la pachet și cu un nivel de instrucție educațională destul de scăzut, dar cu un anumit profil socioeconomic care îl face mult mai ușor manipulabil și mult mai ușor victima fake news-ului. Și atunci el a crezut, spre exemplu, că acel COVID a fost de fapt o făcătură. Pentru că în timpul COVID-ului, ca să vă dau un exemplu, dar el a fost abandonat de stat. Nu uitați, statul român a avut prima măsură socială pentru pauperi în perioada pandemiei, la 6 luni după ce a spus stai acasă. Adică în martie a început pandemia, în septembrie a fost prima măsură socială. Și atunci, logic că omul ăla s-a simțit abandonat, a plecat din țară, s-a simțit izgonit din țara lui pentru că altă variantă nu avea și acum găsește, aude pe cineva care spune cu voce tare ceea ce și el gândește pe mama lor, bă, nenorociții, hoții, bandiții, criminalii. Și atunci, logic că se simte reprezentat. Nu uitați, profilul diasporei românești este unul dihotomic. Adică nu toți diaspori orenii sunt foarte bine instruiți. Doamne iartă, au plecat și cerșătorii, au plecat și hoții, au plecat și prostituatele, au plecat și muncitorii în spălătorii, au plecat și oamenii care lucrează în agricultură, au plecat toți. Dar ăștia care în România s-au simțit abandonați și sunt dezamăgiți de clasa politică tradițională. De asta avem un vot mai disparat în diasporă. Pentru că oamenii ăștia trăiesc doar cu ceea ce li se oferă ca informație prin social media
Da, și aia e principala lor sursă de informație și televizorul. Logică, cel care trăiește în țară mai vede că primarul cu tare a făcut o bordură, mai vede că a făcut un parc de joacă, mai vede o creștere de salariu, o creștere de pensie. Ăla nu o simte, nu le vede. Ăla vede doar rezultatul brut și trăiește din amintiri, furia trecutului, nostalgia trecutului și așa mai departe, în mai mare măsură decât cei din România. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea sociologul Gelu Duminică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.